Și bine v-am găsit. Astăzi am să vă vorbesc un pic despre costumul apicol. El este folosit pentru a ne proteja de albine. În ultimele zile am văzut că tot mai mulți apicultori încearcă să nu mai folosească protecția. Dar este oare corect? Sau este doar pentru a ne arăta cât de curajos suntem față de albine? Eu unul consider că este un pic riscant, fiindcă albina, indiferent cât de blândă este, noi mergem să avem albine blânde nu neapărat pentru a lucra fără mască, ci pentru a proteja oamenii, vecinii, să nu fie înțepați de albine. Dar noi care îngrijim direct albina, suntem datori să ne protejăm. Cel mai riscant lucru este de ca albina să ne înțepe fix în ochi și ochiul să ne se scurgă. Au fost cazuri în trecut de acest fel, indiferent cât de blândă este albina. O altă problemă se poate naște. Să zicem că mergem și pur și simplu te apucă un căscat. Te apucă căscatul. Inhalezi albina, te înțapă în gât. Chiar dacă nu ești alergic, în interior gâtul se va umfla și o să ți se înfunde căile respiratorii. Și te poți sufoca. Știu un caz în care cineva a lăsat un pahar cu apă, n-a observat albina, s-a băgat în paharul respectiv, a băut acea apă, l-a înțepat în gât și acel om s-a sufocat. Un alt pericol este acela când ne înțapă în fiecare zi albina. De multe ori și peste ani de zile se întâmplă ceva. Să zicem că consumăm un aliment și cum în zilele noastre alimentele deja nu mai sunt chiar naturale, găsim multe alimente pe bază sintetică, atunci apare problema aceea că putem face alergie chiar dacă nu n-am avut niciodată. Deci iată câteva motive pentru a ne proteja. Eu personal, iată, folosesc o mască, această mască, când am achiziționat-o eu, avea un preț de vreo 300 de lei. Ce se întâmplă? Suprafața aceasta se macină, o mai bagi la spălat, se mai îndoaie, se mai agață în creci și, dar nu am cumpărat mască acum tot 300 de lei, nu. Cumperi niște plasă din asta sau dacă cel mai ușor ca să fie o plasă de calitate e să cumpărați măști mai ieftine din acelea cu 10 lei și schimbați suprafața și atunci puteți să folosiți și să vedeți bine și celulele. Iată să vă arăt ce bine se vede prin ea. Așa se vede. Așa, vede. E foarte bun. Deci, nu vă mai uitați la propaganda aceasta fără mască, că este foarte periculos. Înțeleg că ucrainienii, moldovenii și acum încep și românii să facă acest slalom fără mască, dar este un pic inconștient din motivele enumerate adineori. Folosiți mască de protecție, nu este nici de râs acest lucru. Să te protejezi, protecția muncii există de când e lumea, nu vă mai riscați viața doar pentru a fi curajoși, fiindcă nu merită. Aveți familie, aveți copii, protejați. Sănătate și numai bine!